În viața mea, poate în live-ul ăsta sau. dar deja am o postare pregătită o să zic cum am fost e, cu frica de a investi, că eram să răspund pe niște bani cu capul, mai ales că investiția aceea nu, nu erau cu banii mei proprii. Uh -huh, Eu m-am uh -huh. aprins, m-am entuziasmat că m-am dus la anumiți investitori care pe anii trecuți, vreo 15 ani în urmă, 20 de ani în urmă erau și din lumea mai uh -huh. din culisele businessului. și puteam să mi pierd capul și chiar oamenii mi-au zis că tu cam te văd un pic prea entuziasmat și diletant. Dacă să ne potrivim după cine baci tu nouă pentru asta trebuie să te căutăm sau uh -huh. respectiv frica asta și m-a ținut până în ziua de azi să mă duc la bursă la investiții sau fiindcă stai cu am stat și cu cuțitul la gât, mm -hmm. no, dar aici, asta alte chestii au fost și okay. până acum sunt un fricos de bursă, am fugit să mă studiez cursuri, am fugit din mediul ăsta... Ca cultură generală știu și bursă și investiții și acțiuni și activi și pasivi, baza mm. o am, Evident. dar mai bine cu bănuțul în mână, l-am câștigat da. în Moldova, mai bine îl țin aici în ce direcții cunosc eu sau îl cheltui. Și dintr-o simplă întâmplare eu am început să investesc, pur și simplu era, el era la mine în vizită, el permanent se așa cu telefonul în mână, ceva să uita ceva asta, eu ceva, cafea, acolo o făceam într-o zi și îl văd că stă mine cu telefonul în mână, stă să uite nu știu ce, nu știu cum. Și eu îl întreb, zic, ce faci? Hai, vin la o cafea, ai venit la mine în vizită din Italia, dar stai mult în telefon. și uh, îl întreb, ce faci stai în telefon? Și el îmi spune că sto guardando il prețul de mie titoli, adică mă uit la prețul titlurilor mele. La dinși și titluri la italieni, în principiu, se numesc tot, de la acțiuni, obligațiuni de stat, Care? titluri, în principiu, titluri de stat, cum și la noi. Și iată atunci eu, curiozitatea mea, eu ca un om foarte curios, eu cred că asta e una dintre, în general, caracteristicile mele de, de bază care, care totuși mi-a asigurat succes pe multiplanuri, eu sunt foarte curios. Eu am angajat de 20 de ani care lui îi spui ceva și el spune, da, nu, eu și așa știu. Pentru mine asta e foarte uimitor. Adică eu, 29 de ani, eu am o expertiză în multe domenii, eu, dacă mă interesează ceva, eu caut tot google tot youtube cursuri. Dar sunt persoane de 20 de ani care spun, da, eu știu și așa. Adică, și asta foarte mult determină succesul în viață. Adică, respectiv, eu foarte curios m-am dus la dânsul, zic, ia arată și mi ce titluri ai acolo. Și ce vorba ceva legat de bani, da? Ea explică și mie ce și cum. Uh, italienii, în general, sunt foarte zgârciți, uh, să, zicem, pe toate planurile. De la bani și terminând cu informația, nu o să stai să-ți spună, da, hai vină dorin să te învăț eu cum se investești la bursă. Două, trei cuvinte mi-au lămurit și el, eu după asta am stat jumătate de noapte, am căutat și asta bursă, și asta acțiuni, care treaba cu toate investițiile. Te-am care careva. M-a entuziasmat foarte tare. Uh. A doua zi am mers uh, cu el, uh, o decis să mă învețe să joc golf, am mers la noi, este teren de golf, la noi, și prima oară jucând golf, uh, cât am încercat, adică eu în general de la persoana asta, eu cred că pot să spun că mi-a schimbat viața mea într-o oarecare sens, pentru că în două săptămâni de zile am două activități, adică investițiile, care în mare parte mi-au schimbat viața mie, și golful, care au devenit uh, unul dintre sporturile mele preferate, pur și simplu, toate în două săptămâni le-am învățat. Adică sport era... scump după mine. Sport, uh, S -s -s sportul milionarilor și rich luxury rich, <laughs> da, păi iată zic că sunt deja dacă investitor să, <laughs> toți investitorii trebuie să înveță <laughs> gol, ja și gol. Da, eu așa credeam și eu, din curiozitate am mers și mi a foarte tare, mi a plăcut e unul dintre, poate unul dintre sau poate chiar cel mai scump sport care este, ai dreptate, absolut a doua zi, la golf, i-am făcut capul pătrat la omul ăsta, până când nu mi-au lămurit toate cele despre investiții. Să înțeleg eu, zic, uite, eu am stat jumătate de noapte, am căutat despre investiții, explică -mi. În felul ăsta am aflat și eu ce înseamnă bursă, am aflat ce înseamnă în principiu investiții și iată așa, încet, încet, am început să investesc. De la bani puțin spre deja până acum. Acum, la momentul actual, am patru ani deja și un pic de când investesc. De atunci, asta e, vorbesc de patru ani și ceva în urmă. S-a întâmplat a, și a, a, eu, ok, am învățat de la dânsul ceva bază, după care am început, iarăși, evident, el a plecat în Italia, am început să caut careva cursuri. Da, să mă dezvolt, să mă aprofundez, să văd ce și cum, care e treaba cu chestia asta. Și m-am ciocnit cu problema că, într-adevăr, cursuri legate de investiții, ele fie costă foarte scump, fie, fie, costă foarte scump, fie ele sunt foarte încurcate, terminologie și așa mai departe. Știi, senzația asta, când, nici nu senzația, dar fenomenul ăsta, știi, când mergi la doctor, la medic și, în principiu, totul e simplu, problema care tu ai. Dar cumva el special îți bagă de termeni acolo pentru că tu precis la dânsul să Știi că tu te duci acasă și spui, oi, mamă dragă, așa de bolnav, trebuie să mă mai duc numai decât. Știi? Adică eu nu neapărat critic, dar o leacă da. Adică exact chestia asta e caracteristic un pic pentru pentru medicină, caracteristic pentru investiții, e caracteristic un pic fără supărare și pentru jurisprudență, unde câteodată chestii simple să scriu pe un contract de 40.000 de pagini ca nimeni să nu le înțeleagă și mie, ca printre altele, am să laud aici just consult, prin asta și îmi pare partea faină de la ceea ce faceți voi, prin faptul că eu am vorbit de multe ori cu, perso cu fetițele voastre care m-au mm -hmm. consultat de multe ori și noi am aplicat și ele uh, serviciul, prin ce e partea faina serviciului, că se explică totul clar, maximal de simplu, pe înțelesul clientului. Și se mănâncă investițiile acestea sau de ce noi ar trebui să ne bagăm în așa ceva. Perfect. A, eu zic maximal de practic, așa să luăm, haideți să explicăm în două, trei cuvinte, ce este bursa și pe urmă, iată, eu explic mm -hmm. de ce ar trebui să ne băgăm în investiții. Facem un experiment foarte simplu și practic. În primul rând, ce este bursa? de da, luăm așa. Să luăm invers. Să zicem că tu investești banii tăi în compania ta. În jos consult ai o anumită sumă de bani, o investești pentru că banul care în mână, nu-i și așa mai departe. Uh -huh. uh, și eu, respectiv tu ai un oarecare randament. Gen, ai investit uh, 1000 de euro, ți-a întors 2000 de euro, spune. Sau ai investit 100.000, ți-a întors 200.000. Ca exemplu, poate uh -huh. mai puțin, poate mai mult, asta eu pur, pur exemplific. Uh, acum, tu îți asumi riscul tău de antreprenor, da? Tu pentru asta trebuie să construiești echipă. Trebuie să... corect? Adică există anumite procese, chestii pe care tu trebuie să le construiești așa ca ele să funcționeze. Există posibilitatea și persoane, spre exemplu, sau, să zicem altfel, ți-ar plăcea ție, să zicem, să investești nu numai în compania ta, just consult, dar să știi că dacă tu mai ai ceva bani în plus, poate care e economisit, sau poate care stau deoparte acasă sau în bancă, ți-ar plăcea să ai posibilitatea, spre exemplu, banii ăștia să-i dai oricărei companii de la noi din oraș sau din țară. Știi, iată, tu îi dai 10.000 de euro companiei respective sau 100 de euro, compania respectivă folosește a tăi bani pentru ca să angajeze oameni noi, să cumpere utilaje, să facă ceea ce faci un business pentru ca să crească și tu din asta primești o parte din profitul inclusiv a companiei în care tu ai investit. Să zicem în cazul tău, tu pentru ca să câștigi banii tăi din compania ta, tu trebuie să lucrezi, echipa ta trebuie să lucreze. Dar pe lângă asta, gen, ți-ar plăcea ca tu banii tăi să-i mai dai altcuiva și ei să lucreze în locul tău și să-ți să, dă -i, să -i profit. Mi-e frică să-i dau cuiva, fiindcă nu sunt crezut dacă în generii o să fac profit. Că da. Vorba aceea, dacă mi-i investesc, mie, Eu, fiind și implicat și ca executant în da. administrare, deja mă uit, mă duc spre profit, mă duc spre pierdere, cât profit, cât pierdere, Îmi iau salariu sau doar plătesc la alții și eu stau pe zero da. și mă zâmbeam câteodată că, că dividend e zero și stai numai pe salariu. Și mi-e frică să dau bani nealtora cum ai spus tu mai bine, bănuțul meu, aici, în Moldova, în... unde, nu știu cum, dar dacă compania e de faliment, dar dacă compania aceea și poate și-a înflat valoare la bursă și desenează că la dă și profit și bine, tu cum monitorizezi și cum îmi dai mie sau uh, urmăritorilor noștri niște sfaturi, recomandări, da, propria iată... ta piele? Da, da. Pe propria... Mai bine învățăm din greșeli și din experiența ta decât... Total de acord. Păi iată, aici scoara, eu... dar mai bine, nu, 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 nu. frici de amiele care eu mai bine, mai bine să te din frică decât eu sau cineva care ne-a urmărit. Ia ca din cauza lui Dorin da, da, da. am făcut o prostie Total. și ultimii bani din casă. Total de acord. De asta și vreau să explic cum de investit fără ca să pierzi bani și în general cu bani puțini. Foarte interesant ceea ce ai spus tu, Anumii fricele astea, anumii problemele astea legate de investiții, sunt foarte interesante din cauza că noi, în principiu, avem două posibilități de a investi în, hai să zicem, în general, într-un activ. Nu numai în alte companii, dar în general, într-un apartament, în. hai ce să mai luăm acolo. Criptomonie de mutare, populare, toate tipurile astea de investiții, care sunt foarte riscante. Eu asta, deodată avertizez. Respectiv, noi avem două modalități. Dacă eu, spre exemplu, vreau să investesc în compania, să spunem, hai să luăm o companie mare, să luăm uh, McDonald's, da, de la noi, mm -hmm. McDonald's. Dacă eu vreau să investesc în compania McDonald's, eu am două posibilități de a investi. Bine, trei. Dar excludem franciza, da? Uhum. Două modalități. Eu pot să mă duc la proprietarul companiei McDonald's de la noi din oraș, să spun că uite eu am 10 milioane de euro, eu aș vrea dacă e posibil să investesc în, în, în McDonald's-ul tău și să am o parte din profit. Adică eu gen să cumpăr o parte din compania asta. Aici probleme câteva deodată apar, unde-s fricile tale. Problema numărul unu, că îți trebuie 10 milioane de euro și nici cu 10 milioane nimeni nu o să-ți o parte din McDonald's. 10 milioane de euro, cred că nu mulți deci din live au acasă, așa, pur și stau pe undeva acolo. A doua problemă este că pot să fie amăgit, din cauza că sunt mulțime din momente juridice și de altă natură, unde în principiu, știi cum, faptul, contractul și titlurile cele că tu deții o parte din compania McDonald's, știi cum, uh -huh. concurența neloială la noi populară și alte chestii, unde în principiu tu poți să fii proprietar să cumperi o parte dintr-o companie și la un moment dat să zbori din compania respectivă și nici să nu observi. Cam iată, astea sunt riscurile. Îți trebuie o sumă mare de bani ca să investești într-o companie. E real să faci așa. Și este riscul ca tu legal să dai greș. În general să fie amăgit. Este riscul ăsta. Acum, etanumea este două probleme le rezolvă bursa. Care îți oferă posibilitatea, îți dă două metode de a investi într-o companie. Bursa asta e o instituție. În fiecare țară aproape să află câte o bursă. Bursa de valori. În România este Bursa de Valori București, în Italia este Bursa de Valori de la Milano, în Statele Unite în general sunt câteva bursă, acolo sunt mai multe. Și respectiv, bursa e o instituție, cum la noi procuratura, da? care e în principiu îți permite să investești iată, în companii precum McDonald's. De, în, de aici, deja două plusuri. Unul la mână, bursa se ocupă de toată partea legală, adică este o comisie bursieră care verifică compania în care tu investești, spre exemplu McDonald's, la bursă poți investi doar în companii autorizate, care permanent dau darea de seamă trimestrial, darea asta de seamă verificată, ceea ce spui tu, cum să nu fie inflată compania. Este comisia bursieră care verifică compania. Dacă totul e absolut veridic și așa mai departe, și doi la mână, ceea ce îți oferă bursa, îți oferă posibilitatea ca tu în compania McDonald's să investești chiar și cu 10 dolari, spre exemplu. Tu, dacă vrei să cumperi o parte din compania McDonald's în realitate, pur și simplu mergând la proprietar, acolo, nu știu, 10-100 de milioane de euro, mergând la bursă, tu poți să cumperi o particică din compania McDonald's cu 10 dolari. Suma minimă, în general, e mai puțină, adică tu poți să cumperi o particică dintr-o acțiune. Suma minimă e, în general, mai mică, dar așa, un, o sumă minimă, să zicem, care tu să poți face transferul ăsta, tehnic, e 10 dolari. Tu poți să investești, voi care priviți, puteți să investiți practic în orice companie pe care noi o folosim iată, în viața noastră de zi cu zi, de la pasta voastră de dinți până la hârtia voastră igienică, mă scuzați, și terminând cu compania McDonald's, compania Apple și prima mea investiție la bursă a fost în compania Apple. Apropo, și atât toate chestiile astea, voi le puteți face prin bursă. Pentru ca noi să investim la bursă, pentru asta, noi, în Republica Moldova, noi, ok, nu avem bursă în sensul ăsta că putem să investim în companii. Sunt alte burse, dar pentru ca noi să investim la bursa românească, americană, italiană, nu este nevoie să mergem în Italia, nu este nevoie să mergem în Statele Unite. La moment există companii speciale, autorizate, care se numesc broker. Și brokerul este un intermediar dintre mine și bursă. Adică eu semnez un contract cu brokerul, e sunt companii care de obicei. E eu iau comisioane? Ei iau comisioane pentru fiecare cumpărare și vânzare pe care tu o faci, sunt comisioane total simbolice. Tu plătești un dolar pentru cumpărare, un dolar pentru vânzare, adică nu cred că asta ca e. La un curs valutar. Care să un schimb valutar de aceeași vânzări. Foarte corect. Un comision total simbolic companie... Broker? Uh, nu, broker poți fi numai o companie în general autorizată, e, e. autorizată doar de către bursă, mie mult în Instagram, îmi scriu tu ești broker, e prima greșeală, uh, mm. uh, o persoană fizică niciodată nu poate fi broker, Nu nici măcar noi ca companie nu putem no, fi eu broker. Eu tot întreb că nu cunosc. Da, 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 nu, eu nici mm. nu critic, eu zic ca uh, să iată. Uh, eu uh, 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 sunt jurist sau antreprenor, dar am fugit, zic să studiez domeniul ăsta de bursă, de investiții. Următoarea întrebare ar fi în Kriptomole... criptomonete, dacă te ai bagat sau nu, că eu tot. Odot fricos de așa, dar vreau mm -hmm. să finisez. Da, da, eu finisez asta, eu o să într cu 24, o să povestesc de la cele mai sigure investiții până la cele mai nesigure. Și bursele în principiu noi prin intermediul unui broker, asta noi totul pe online se face, dar totul absolut legal, pentru că sunt companii care s-au autorizat, în, au licență în toată Europa, au licență în toată lumea, companii foarte serioase. Noi cu ei semnăm un contract pe online, un contract electronic, și mai departe brokerul ne oferă acces la o platformă direct din telefonul nostru, noi accesăm la cabinetul nostru personal. Cum ar fi, iată cum eu accesez și mă uit dacă acolo s-a aprobat la jurământ, da, pentru cetățenie română. Fix așa tu accesezi. Da, brokerii nu sunt fictivi, transferat bani și nu mai ajuns la bursă. Sunt, evident. Există brokeri fictivi, noi, tocmai din cauza no asta. Este și o există o licență, o listă de brokeri activi unde să-i verifici. Este, este o licență, fiecare broker are o licență și s -s o verifici. Verificat. Da, și poți să verifici pe uh, site-ul de obicei a băncii naționale a țării respective în care se află brokerul sau există anumite comisii speciale care răspund de brokerul ăsta. Noi iată și la cursuri, dar de multe ori chiar și pe YouTube, pare mi s-a arătat cum putem să verificăm licența unui broker veridic sau încă și mai ușor pentru persoanele care să nu se complice, noi chiar pe YouTube dem, eu spun, uite, este Interactive Brokers, exemplu. Interactive Brokers, cel mai sigur broker din lume, e, considerat la moment, e o companie care probabilitatea că compania asta o să dea faliment e mai mică decât probabilitatea că Italia o să dea faliment. Adică mai degrabă o să dea faliment Italia ca țară decât o să dea faliment brokerul ăsta. E un broker foarte mare, extraordinar de mare în toată lumea, se poate investi prin brokerul ăsta la orice bursă, în companiile chineze, indieni, italieni, americani, uh, România mai puțin acolo ei conectați, dar în principiu absolut orice. Adică ca să fie clar, momentele este juridice, adică ele sunt destul de bine reglementate, adică ei, el e valabil și pentru Republica Moldova și pentru tot, tot, tot. Și respectiv noi pentru a investi, o să mai revenim la asta, dar pentru a investi la bursă în general, noi avem nevoie atât de un contract cu brokerul, el de obicei se semnează, să se verifică de la 1 până la 7 zile, foarte simplu, după care noi direct de pe telefon sau din computer primim acces la bursă, la platforma brokerului și noi putem să cumpărăm acțiuni, să investim în companii. Aici, deodată, avem două modalități de a câștiga la bursă. Prima modalitate, modalitatea mai riscantă pentru cei care poate să tiem de volatilitate, de nu să știi ce să fie, să începe o criză, este modalitatea prima, în principiu, când noi pur și simplu cumpărăm o participă dintr-o companie, o acțiune sau o sută de acțiuni, asta e o parte dintr-o companie. Mai departe, spre exemplu, dacă noi cumpărăm acum o acțiune a companiei McDonald's, McDonald's, să spunem că are 10.000 de restaurante, ipotetic, eu nu știu câte are, 10.000 de restaurante. Și noi cumpărăm o acțiune care costă 160 de dolari, permis, la momentul acțiunii. și McDonald's, până timp de 2 ani, spre exemplu, el crește de la 10.000 de restaurante la 20.000 de restaurante, atunci acțiunile sale tot cresc în preț. Adică ceea ce noi am investit 160 de dolari, compania McDonald's și-a dublat, spre exemplu, profitul sau, mă sau ca volum, au crescut. Crește și acțiunea noastră. adică am cumpărat cu 160 de dolari o acțiune, putem să o vindem cu 400 de dolari sau cu 300 de dolari. Asta este prima modalitate de a câștiga bani. Dar ea este un pic mai nestabilă, să zic așa, pentru că noi nu știu, bine, noi trebuie să analizăm foarte bine încotro o să meargă compania, pentru că nu se știe, poate mâine începe o altă pandemie, toate restaurantele McDonald's se închid și atunci McDonald's poate invers, să piardă din profit în loc să crească profitul, da? Pentru asta, la bursă, în principiu, există două tipuri de companii, companii care plătesc dividende și cele care nu plătesc dividende. Ce înseamnă chestia asta? Fix așa cum tu îți scoți dividende uh, din firma ta, să ca proprietar, fix așa companiile uh, de la bursă, ele în principiu sunt companii care plătesc dividende, doar că dividendele nu le primește numai proprietarul, dar le primesc toți cei care dețin acțiunile companiei. Iată, spre exemplu, dacă tu deții acțiunile companiei McDonald's, odată în trimestru, tu... Uh, Profitul companiei McDonald's, spre exemplu, CEC Plus, se împarte între toți acționarii companiei, între toți cei care dețin acțiuni. Și aici deja riscul scade considerabil din cauza că tu pur și simplu primești niște plăți fixe. Adică tu nu mai depinzi de faptul e criză, nu e criză, compania în principiu se obligă să achite dividende în fiecare trimestru. Și de regulă sunt companiile mari precum McDonald's, precum Starbucks și așa mai departe, indiferent ce au fost criză, războaie, timp de 100 de ani de zile, cât ele există, întotdeauna au plătit dividende. Nu au întrerupt niciodată dividendele. Adică ele cumva au o rezervă de cash și așa mai departe și ele îți plătesc dividende. Ai... Este public undeva o listă ci profitabilitatea anuală au, ca eu să știu, că... asta mai cu perspectivic, mai bine mie cei de euro o, ba, o investesc într-o companie care are un profit mai mare, dividende mai mari, de sigur, de sigur. nu dăm câțiva bănuți în cruce. Desigur, de desigur, desigur, de regulă depinde. Este Iarăși public ce... lista aceasta de profit? Da, este publică lista de profit. Eu chiar putem să uităm. Eu sunt și un site, o aplicație unde se poate uita absolut toate datele despre fiecare ca, companie. Ca persoanele, cineva să înțeleagă în ce mai bine de perspectivă. De nu sigur. pot să spun că eu sunt expert, studiez compania asta, are perspectivii să crească? N-are perspectivii? Mai bine cum spui tu, un broker de ăsta la nivel mondial, am bifat că ei se decidă când cumpără, când vând la un procent. Respectiv ei sunt uh -huh. interesați să investească banii într-o acele companii care ei deja sunt mai cu expertiză. Cum ai spus tu, angajează un profesionist uh -huh. care știe birja cum respiră zi și noapte, uh -huh. să știe când vând și când cumpără la un profit mai mare, fiindcă din profitul celălalt au și ei procentul lor și respectiv un câștig. Da, Eu așa stau să ghicesc, zvânt scumpăr, zvânt să asta, risc. Asta tot este, îți de, de acord cu ce spui tu, aici depinde de, iarăși, strategia și dorința fiecărui, da? Spre exemplu, noi dacă să luăm, adică o persoană total simplă, ea poate să aleagă două modalități, în principiu, cum să investească. Prima modalitate, dacă, spre exemplu, tu ai să ieși și o să cumperi mare parte acțiunile companiilor mari, cum Apple, McDonald's, acolo puțin ce ai de ghicit, pentru că în mare parte tu acolo poți să investești pe termen lung, adică tu ai cumpărat acțiunile astăzi și tu știi sigur, adică cum spunea și Warren Buffett, tot un mare, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, el spunea că eu nu știu ce o să fie cu bursa, spre exemplu, peste o săptămână, nu știu ce o să fie cu bursa peste 3 luni de zile, că poate să vină încă un val de pandemie, dar eu știu precis ce o să fie cu bursa peste 10 ani de zile. Și eu știu precis că peste 10 ani de zile, compania McDonald's o să valoreze mult mai mult decât valorează acum. Respectiv, da, poți să mergi pe calea asta ca să investești în niște companii sigure, să le iai, să cumperi acțiunile lor. Ele oricum or să crească în timp. Companii precum McDonald's, Apple, top, adică companii, și tu pur și simplu, peste 5 ani de zile, 10 ani de zile, o să-ți retragi banii sau să-ți retragi mai devreme. În principiu, bursa e o chestie foarte, foarte, cu o lichiditate foarte, foarte mare. Adică pentru cei care, ca să înțelegeți, când voi cumpărați acțiuni prin intermediul unui broker, de pe telefon sau indiferent, în momentul ăsta tu ai cumpărat acțiunile companiei, dacă tu vrei să cumperi să vinzi, să-ți scoți banii peste 3 minute, tu peste 3 minute ai vândut acțiunile și ți-ai scos banii. Dar plătești ceva impozit la stat din profitul acțiunilor? Din profitul acțiunilor se plătește, dacă vorbim despre Republica Moldova, asta e 12%, standard, dacă vorbim despre sume deja. Dar trebuie de să sursa de de unde ai banii da, din, din, o, din, o din, bursa de valori. Adică eu personal lucrez cu un contabil, standard, îi achit o pe an o hai zic, consultație și adință, îi dau toate de la broker, tu descarci toate extrasele, în ce investi cum ai investit, îi dai contabilul, el îți dă declarația de venit personal, care și oricum 12% impozit pe venit, da? Și 12% impozit pe venit care tu oricum trebuie să dai această declarație, să spunem chiar dacă tu nu investești la bursă, dar tu spre exemplu ai pe lângă just consult, mai ai o altă sursă de venit, adică la noi în Republica Moldova doar așa e, da? Dacă ai două surse deja de venit și în sus trei surse, patru surse de venit, tu deja trebuie individual să dai Da, și mergeți tu dacă e corect, așa trebuie să văd și eu contabil să mă consult. Dacă nu scot banii, dai îi lasă în circuit, da? în reinvestiții, eu nu plătesc aceste 20%. Îi scot la final, când îi scoate odată, cândva odată. Poți să scoți 5 ani 10, ani, 10 ani. Tu, pe planurile tale, poate ai nevoie, poate nu ai nevoie de bani. Uh -huh. Ideea cu investițiile e asta. Eu, a doilea pas, vreau să spun ce uh -huh. și să spuneai tu. Există fonduri, fonduri uh -huh. gata, unde sunt profesioniști, o echipă de profesioniști care în locul tău investesc banii. Uh, fondurile respective se numesc ETF. ETF. 3 litere și ele respectiv sunt niște fonduri care ele practic tu cumperi tot acțiuni, dar cumperi acțiunile fondului, tu practic cumperi un coș, un coș cu mai multe acțiuni, știi? Adică fondul respectiv tu cumperi acțiunile fondului, dar fondul la rândul său cumpără acțiunile altor companii. Ei analizează ce să cumpere, ce să vândă, ce... tu deții numai acțiunile fondului. Și totul se întâmplă în mod automat. Doar că evident când tu cumperi individual anumite companii, tu poți să faci investiții mai reușite decât cei ce faci fondul. Fondul de regulă e destul de previzibil. Adică fondul el poate să-ți ofere un... 12% anual, 20% anual și așa mai departe, ceea ce deja e extraordinar de bine, având în vedere că băncile în euro în dolari, cât îți dau? Un procent, două, depozitul bancar, da, mă refer, un procent, două. Respectiv, un fond la bursă unde tu pur și simplu ai investit banii tăi și ai uitat dânșii și îți dau 12% anual în euro în dolari. Asta deja e de 4 ori mai mult decât banca. Da, adică... 4, 5, 6% de asta în lei și 1, 2, 3% în asta euro. În valută. Da. Și dacă noi vorbim în valută, 12%. Și asta este foarte, foarte mult. Având în vedere că tu undeva pui banii tăi, tu nu te... Banii tăi lucrează Doar știu, nu am un proiect de business în Moldova unde îmi dă la sigur mai mult. Mai mult, da. Pentru că noi vorbim despre, noi vorbim aici despre, în general, să ne clarificăm ce înseamnă o investiție, da? Pentru că mulți, în general, încurcă, mulți cred că investiții asta e trading, grafici, o să mai vorbim, poate dacă reușim, în principiu, unde tu toată ziua stai în fața la computer, ceva trebuie să faci, nu e adevărat, asta toate sunt niște mituri totale. Investițiile, per general, asta e atunci când tu, per general, investiții, asta e atunci atunci când tu cheltui o sumă de bani astăzi, cu scopul ca în viitor să-ți întorci, să-ți aducă mai mulți bani înapoi. Asta e investiție. Mulți întreabă, dar eu merg în vacanță, asta e o investiție în mine. Pe, din punct de vedere financiar, asta nu e o investiție. Din cauza că dacă tu, vacanța poate să fie o investiție în tine, numai dacă tu ești agent turistic, tu te duci, vezi mai mult hotele sau cumva și asta te ajută să vinzi mai mult. Dacă tu te duci, pur și simplu, că asta e investiție în tine, asta nu e investiție în tine. Din cauza că când tu ai un proiect individual și tu poți să-l ai, da, proiectul individual poate să-ți aducă și o afacere poate să-ți aducă și până la 100% anual înapoi, da? Tu investești 50.000, îți de întorci 100.000. În investiție asta e foarte complicat, aproape, riscuri extraordinar de mari, da? Ca 100% să faci. Da, respectiv, numai când proiectul tău, tu va trebui tu să fii implicat. Cineva să lucreze, tu, tu, dar acolo tu ai dat banii tăi și altcineva lucrează în locul tău, tu nu ai nicio grijă, tu dormi liniștit și în timp ce tu dormi, banii tăi se investesc.